Una dintre prioritățile Poliției Dâmbovițene în general și a Poliției de Proximitate, în mod special, o reprezintă protejarea persoanelor vârstnice singure, care nu se mai pot deplasa sau locuiesc în zone izolate. Peste 190 de persoane aflate în evidență, poliția au fost instruite pe bază de proces verbal de către polițiști cu privire la metodele de autoprotecție. Protejarea persoanelor vârstnice singure, care nu se mai pot deplasa sau locuiesc în zone izolate. Vă aduc la cunoștință că în prezent, în evidențele poliției, sunt 195 de persoane vârstnice potențiale victime. Aceste persoane au fost instruite pe bază de proces verbal de către polițiști de proximitate. Un alt aspect ce interesează poliția sunt stările conflictuale în care persoanele vârstnice sunt agresate de membrii familiei. Astfel, în momentul identificării unui asemenea conflict, polițiștii de proximitate intervin prin invitarea tuturor părților implicate și căutarea celor mai bune soluții de rezolvare a situației conflictuale apărute.